În episodul de astăzi, Angela a devenit cunoscută pe TikTok pentru că s-a filmat în timp ce sărea în bazin. Se pricepea foarte bine la asta. Sper că v-a plăcut această săritură. Nu uitați să dați like și să-mi dați follow. Wow, nu pot să cred! Angela chiar e talentată! Chiar se pricepe la sărituri în bazin! Da, Daria! Și nu pot să cred cât de populară e pe TikTok! Uită-te și tu câte vizionări a făcut! Și câte like-uri are! A primit și donații, Daria! Atât de mult se va lăuda mâine la școală! Vai, nu-mi vine să cred câte donații am primit! Aș putea să mă îmbogățesc! Oamenii adoră filmulețele cu mine când mă arunc în piscină! Aș putea să devin o înotătoare profesionistă! Angela, mamă, ce faci acolo? Nu pot să cred, ai venit acasă de ore și nici măcar nu te-ai îmbrăcat, încă ești în costum de baie. Te-am văzut cum ai ascuns telefonul, ce faci atâta pe telefon? Dacă neglijezi școala, eu nu te mai las să mergi la înot. Ți-ai făcut temele la matematică? Încă nu, n-am avut timp. Și de ce n-ai avut timp? Mamă, am stat pe TikTok. Incredibil, dă-mi telefon. Îl primești după ce-ți faci temele. Dacă stai toată ziua pe TikTok, nu o să ajungi nimic în viață. Pune mâna și învață, ca să ajungi cineva în viață, să ai un salariu decent. Dar mamă, eu am deja un salariu decent. Oamenii mă adoră pe TikTok. M-am filmat sărind în apă și oamenii mi-apreciază talentul. Am făcut 50.000 de vizualizări în mai puțin de o oră și oamenii au făcut donații, mi-au donat. Ți-au donat? Cine-ți donează ție, măi, mamă, măi? După aia îți cer banii înapoi. Mamă, pot să fac bani acum? Acum nu mai e ca pe vremea ta, să trebuiască să mă duc non-stop la muncă, la birou, în fabrică, mă descurc, îmi fac bani pe telefon. Nu așa ceva, eu n-am mai auzit. Bineînțeles că a doua zi la școală, Angela s-a dus plină de haine noi și de accesorii foarte scumpe. Of, Daria, mie nu-mi iese, tu cânti mult mai bine la pian. Lovely, mai exersează, poate o să-ți iasă și ție la fel de bine cum îmi iese mie. Daria, nu mă pricep la nimic, la chitară nu știu să cânt, la pian nu știu să cânt, de desenat nu știu să desenez. Tocmai de asta, tu nu vei fi niciodată o vedetă celebră, pentru că nu te pricep la nimic. Eu mă pricep la dans, mă pricep la înot, la sărituri în bazin. Hai să nu exagerăm cu milioane de urmăritori, Angela! În lumea asta, ca să ai succes, trebuie să te pricepi la ceva! Asta e diferența între oamenii care reușesc în viață, adică eu, și oamenii care nu reușesc în viață, adică tu! Of, poate are dreptate! Lovely, dar știi că ea e răutăcioasă cu toată lumea, nu trebuie să pui la suflet ce zice Angela! Dar chiar nu mă pricep la nimic! Toții ne pricepem la ceva, trebuie doar să ne găsim acel lucru care ne pasionează cu adevărat. Trebuie doar să mai încerci. Of, trebuie doar să găsesc acel lucru care mă pasionează cu adevărat. Dar are dreptate. Dar cum știu ce mă pasionează cu adevărat? Cum îmi dau seama? Cred că doar încercând lucruri. Păi și ce să încerc? De cântat nu știu să cânt. La niciun instrument, la nimic. Sunt singura din clasă care are 10 la matematică și nota 5 la muzică. Restul colegilor au exact pe dos. Au nota 10 la muzică și 5 la matematică. N-am încercat niciodată să dansez. O să decorez frumos casa cu aceste baloane pe care le am de când am decorat casa pentru Valentine's Day. O să merg să iau camera de filmat pe care o ia mama când mergem în excursii. Și o să-i trimit Darii acest filmuleț pe care îl fac cu camera de filmat. Sunt curioasă dacă o să-i placă cum dansez eu când sunt singură în casă. Și să începem! Ăsta este marele dans, Daria, sper să îți placă. Ți-am ascultat sfatul și exact asta fac. Încerc să fac ce-mi place. Îmi place să dansez foarte mult. Aoleu, ce am obosit, Daria. Trebuie să dansez ceva mai puțin. Sau să încerc un dans care să nu fie atât de solicitant. Asta pare mai ok. Ce părere ai, Daria? Mă mișc bine? Aș putea să devin în viitor un dansator profesionist? Așa e ceva mai simplu. Și gata, cam asta a fost filmarea. O să opresc și o trimit Dariei. Gata, trimis. Acum Daria îmi răspunde când are ea timp. Mă duc să mă joc Roblox. Oh, nu, ce e asta? De ce s-ar
Maria, nu mă așteptam la o asemenea răutate venită din partea ta! Ești cumva Angela? Lavi, ce-i acolo? Ce-i cu videoclipul ăla? Daria, ți l-am trimis ție, ți-am ascultat sfatul, dar nu ți l-aș fi trimis dacă știam că reacționezi așa. Lavi, nu mi l-ai trimis mie, mi l-ai trimis mie și la alți 50.000 de oameni! Ce tot spui acolo, Daria? Ți l-am trimis ție pe WhatsApp! Daria are dreptate, l-am postat din greșeală pe TikTok în loc să îl trimit doar ei pe WhatsApp. De ce n-am fost atentă? M-am făcut de rușine pe tot internetul! Acum toată lumea va râde de mine la școală! Că nu știu să dansez! Lavi, nu te mai panica atât! Oamenii uită! Plus că toată atenția e asupra Angelei! Angela e mai populară decât tine! Nu mai e! Videoclipul meu de ieri cu dansul a trecut videoclipul Angelei! De ce? Eu nu-mi doresc să fiu populară! Bună! Nu te supăra! Ești fata aia de pe TikTok cu dansurile nebune? Bună! Cred că da, eu sunt! Dacă ai venit să faci mișto de mine, nu te obosi! Se va ocupa Angela de asta! Să fac mișto de mine? Ești celebră! Ești mai celebră decât ea! N-ar avea motiv să facă mișto de tine! Auzi, nu te supăra! Facem o poză! Vreau să mă laud prietenilor mei că am o poză cu cea mai celebră persoană de pe TikTok! Și nici măcar nu te-ai uitat! Ai primit o donație de 1000 de Robux pe contul tău azi dimineață! Ce? Donație? Cine mi-ar dona mie? Oamenii care te apreciază, ești celebră! Te rog, haide, te rog să facem poza! Bine, dacă e atât de important pentru tine să ai o poză cu mine, nu înțeleg de ce ai vrea să ai o poză cu mine, dar... Ok, dacă tu vrei... Mersi mult! Yeah! Abia aștept să le arăt prietenilor mei poză cu tine! TikTok. N-ai niciun comentariu de hate! Serios? Ia să văd, Daria! Cum nu mă iubesc oamenii? Doar nu mă pricep la nimic! De asta te iubesc! Pentru că nu te pricep la nimic! Eu n-am mai auzit așa ceva! Angela a zis că oamenii devin celebri pentru că se pricep la ceva! Devin cântăreți pentru că se pricep la cântat! Sau actori pentru că sunt buni să joace roluri! Lavi, aparent dansezi atât de rău încât oamenii se amuză! Și ai tot felul de comentarii! Mi-ai făcut ziua mai frumoasă cu dansul tău oribil! M-ai făcut să râd! Wow, nu pot să cred! Sincer, și eu am râs când am văzut acest videoclip, Lavi! Auzi, dar cum îți permiți să vii și să-mi iei tu dintr-o dată toată faima de pe TikTok? Cu dansul tău ăla oribil! Nu mi-a venit să cred că am devenit celebră peste noapte cu un videoclip postat din greșeală la care nu mă așteptam să se uite oamenii! Aparent, oamenii se uitau la mine pentru că nu știam să fac nimic! Acum eram o vedetă celebră. Am fost la magazin și mi-am cumpărat niște hainuțe noi. Deci ce părere ai, Daria? Wow, nu pot să cred, arăți atât de bine! Se vede că ai devenit celebră dintr-o dată! Oh, scuze, Daria, trebuie să plec, trebuie să merg. Apar la televizor în seara asta, o să dau un interviu. Pa, Daria, te sun mai târziu! Sunt gata de plecare, mamă, ține-mi pumnii! O să apar la televizor! Bine, scumpă, du-te, baftă! Mersi, mamă, ne vedem de seară, pa! Oh, nu, și-a lăsat telefonul aici. Hei, ți-ai uitat telefonul? Ai, e prea târziu, a plecat deja. Ia să văd, primește non-stop mesaje și notificări. Cum opresc notificările astea? Nu se mai opresc, le primește non-stop. Trebuie să fac ceva. Ia să văd, cred că o să reușesc la un moment dat. Se mai aude? Încă se mai aude, gata, cred că am reușit. Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat aici și nu uitați să mă urmăriți pe TikTok pentru mai multe dansuri interesante. A, ce frig e, s-a făcut noapte între timp, o să merg cu metroul la casă. Bună, mamă! Bună, dragă, cum a fost interviul? Te-am văzut la televizor, ai avut emoții, te-ai descurcat foarte bine. Am avut puține emoții, mamă. Mi-am uitat telefonul, am vrut să mă întorc după el, dar pierdeam metroul și întârziam la interviu. Unde e? E aici, dragă! Tot primeai notificări, așa că am încercat să le opresc ca să nu mai sune aiurea prin casă. Cred că am reușit, n-am mai sunat nimic. Cum adică ai încercat să-mi oprești notificările, mamă? Dă-mi telefonul! Mamă, tu nu mi-ai oprit notificările! Mi-ai șters contul de TikTok care avea 10.000 de urmăritori! Vai, scumpă, îi pare așa rău mamei, mama n-a vrut să șteargă contul! Am vrut doar să pun telefonul pe silențios, să nu mai sune la fiecare mesaj. Incredibil, s-a dus cu faima mea acum. Lasă, mamă, că faci alt cont. Acum iar e Angela cea mai celebră.